Salutare, prieteni, cu voi iarăși Motan Show și astăzi o să facem un video foarte super tare cu Vlad Munteanu. Am găsit un fake cu Vlad Munteanu și vreau cu el să-l întreb, man, ești fake sau nu ești fake și cum el se comportă cu fanii săi. Haideți să începem, prieteni. Eu deja am scris, cred că aici o să apară, nu știu unde pe aici, mesajele. Deci, uitați, eu am scris, salut, eu sunt fanul tău și vreau să fim prieteni. Haideți să vedem ce o să răspundă el. Vlad Munteanu mi-a răspuns, prieteni, să fim prieteni, serios? Noi nu puteam deja să fim cu el prieteni, deoarece el, serios, să fim, eu și tu ești om obișnuit pe drum care mergi. Eu sunt Vlad Munteanu, adică noi nu vorbim despre Vlad Munteanu, dar despre acest fake. Și el spune, serios? Tu te gândești și vorbești sau nu? Mai departe, știi cât sunt ca tine. Da, eu înțeleg că să fi fost urealul Vlad Munteanu, știam. Dar așa tu ești un om ca și mine. Poți jignit de cineva că așa cum mă vorbește. Suntem și vor să prietenească cu mine. Da, el acum pur și simplu a zburat în cer cu toată, știți, cu toată popularitatea asta. Adică acest fake. Și cred că, man, tu stai acolo la pământ. La pământul ăsta, da, eu o să fiu un cer, ok? Fără probleme. Prieteni, vreau să vă recomand acest canal unde puteți găsi teorii, descoperiri istorice, topuri, curiozități și lucruri interesante. Vă aștept pe acest canal, linkul va fi în descriere. Fie prieteni cu toți noi și haideți să vedem ce o să răspundă acest fake nou, prieteni. Du-te de aici să nu te mai văd, despare din viața mea cum ai apărut. Mi-a răspuns iarăși Vladu Munteanu pentru să prietenesc cu voi. Da, pentru să prietenești cu noi, man, eu sunt fanul tău. Noi privim toate videourile, toate postările, like-uri, pierdem atâta timp că să te privim pe tine și tu scrii pentru să prietenesc cu voi. Crezi că n-am prieteni? Da. Eu știu că tu ai în viața reală prieteni acolo, 5-6. Eu nu știu, mie când îmi scrie cineva, man, hai să fim prieteni pe Facebook. Deci, credeți că eu spun, nu, man, du-te tu acolo de unde ai venit. Nu, eu spun, ok, frate, ok, doar nu spăma. Eu știu că tu ai prieteni, nu-i chestia între asta, fake-ul lui Vlad Munteanu. Dar chestia între ce e că noi toți suntem ca o familie cu tine, adică noi abonații tăi, fanii tăi, suntem tot ca niște prieteni, deoarece fără noi nu erai tu. Haideți să-i scrii mai departe, te crezi atât de mare? Haide că mi-a răspuns și Vlad Munteanu. Trebuie să mă înțelegi și tu. Nu te înțeleg, deoarece eu așa nu mă comport cu abonații mei. El spune că trebuie să mă înțelegi și tu, nu poți să vorbesc cu toți nebunii de pe Facebook. Eu pe tine te înțeleg cu toți nebunii, dar eu clar și frumos ți-am scris ție. Salut, eu sunt fanul tău, haide să-i prietenim. Tu puteai pur și simplu să scrii salut, ok frate, haide să fim prieteni și gata, cu asta s-a terminat. Chiar dacă nu vrei să prietenești cu noi, pur și simplu frumos să te exprimi, să te comporți cu fanii tăi. Și haide să-i scrii mai departe, dar tu în videourile sale spui că iubești fanii. Nu știu ce o să răspundă el acum, că e o întrebare foarte super tare. Cum credeți voi? Scrieți în comentarii. Întrebare e bună, dar tu în videourile sale spui că iubești fanii. Eu vă iubesc. Voi sunteți cei mai tari fani din lume. Ha ha ha. Trebuie să fii cu totul idiot să crezi în așa ceva. Da, să crezi că youtuberul, adică, are respect de tine, trebuie să fii un idiot, prieten. Eu pe voi vă urez din suflet. Oh my god. Eu nu știu cine e băiatul ăsta care se ascunde în spatele la acest fake, dar vreau să spun, Vlad Munteanu, tu l-ai spus, ai scris lui băiatul ăsta că atât de tare el ne urăște pe noi. Dar uitați-vă cât de tare el pe noi nu ne iubește, adică ne urăște pe noi. Ha ha ha. Și haideți să scriem, dar ce rău noi am făcut? Nu știu ce o să răspundă, că noi nimic rău nu facem, noi pur și simplu privim, lăsăm un like sau un dislike dacă îmi place sau nu îmi place și scriem în comentarii. Scriem comentarii sau că ai întrebat ceva, ai pus o întrebare și noi am răspuns sau pur și simplu scriem că ești tare, ești bravo și să continui cu așa ceva. Munteanu mi-a răspuns, prieteni, voi sunteți animalele mele. Gata. Gata, prieteni, pe noi pur și simplu ne-au înjosit acum
foarte, foarte, foarte tare. Adică să spui că fanii tăi sunt sau oamenii care pe tine te privesc sunt niște animale, sună foarte, foarte urât. S-a exprimat, serios, foarte urât. Și mâncați ceea ce eu vă arunc. Adică să înțelegeți, asta este așa o metaforă, cum s-ar spune. Adică eu cred că are în vedere ce postează el pe canalul său. Este ca o mâncare, adică și eu vă arunc vouă, na, mâncați, priviți, priviți, animali. Eu vreau să scriu doar niște cuvinte de bine, prieteni. Este atât de urât să spui așa ceva despre oamenii care pe tine te privesc, te iubesc și te respectă. Te respectă, prieteni. Noi pierdem timpul liber că să privim ceea ce tu ai postat. Adică vă arunc și voi mâncați, man. Voi sunteți niște oameni de căcat, eu sunt cel sus care vă aruncă ceva și voi mâncați, mâncați. Eu îi postau un căcat, voi îl mâncați și pe căcatul ăla. Așa e băiatul ăsta, așa gândește, prieten. Și haide că mi-a răspuns: auzi, pe mine nu mă doare ceea ce faceți voi. Pa, te bag în bloc. Am înțeles, prieteni, așa și cu istoria lui Vlad Munteanu. Adică asta este un fake doar, care m-am josit, m-am jignit și așa mai departe, prieteni. M-am jurat chiar la sfârșit și m-am jurat. Acest fake cred că trebuie să fie blocat. Ce credeți voi? Scrieți în comentarii ce trebuie de făcut cu acest fake a lui Vlad Munteanu. Scrieți în comentarii, nu uitați de like, prieteni. Pa, pa, ne vedem în curând.